Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune Fidelis de titluri de stat pentru populație, în care vor fi menținute condițiile speciale pentru donatorii de sânge care pot beneficia de dobânzi mai mari, a anunțat instituția. Tranșa dedicată donatorilor de sânge se va aplica pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadența la un an, având o dobândă de 6,80%. De asemenea, donatorii beneficiază de scăderea de 10 ori a pragului minim de subscriere, de la 5.000 de lei la 500 de lei. Pot beneficia de condițiile noi emisiuni persoanele care fac dovada donării de sânge, începând cu data de 1 martie 2024. Lansăm o nouă emisiune Fidelis, care a devenit deja unul dintre instrumentele de investiție preferate ale românilor. Dovada că de la începutul anului 2024 am avut peste 47.500 de subscrieri și peste 7.160.000 de lei investiți. Menținem în continuare și condițiile speciale pentru donatorii de sânge, ca parte a aportului nostru la campania România are sânge de rocker, acum și de investitor. România nu a arătat niciodată mai bine ceea ce privește donarea de sânge. Avem o creștere a numărului donatorilor de peste 20% în primul semestru din 2024, a declarat ministrul finanțelor Marcel Boloș. Persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani pot subscrie titlurile de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD și Alfa Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București.